poporul îl ura sincer. Pe el, pe nevastă sa. Nu cred că a crezut că e iubit, cred că a crezut în puterea lui, a crezut în aparatul lui. Dar ăia l-au trădat. Când demnitarii comuniști arătau că trăiesc obiceiurile strămoșești. După regia acestei primiri cu plugușorul, s-ar zice că Nicolae și Elena Ceaușescu sunt gazdele casei. Ei tratau de altfel România ca și cum ar fi fost moșia lor. După cum decidea secretarul general al partidului, începea semănatul și se încheia recoltatul pe tot cuprinsul țării. El era plasat și în centrul acestei datini străvechi. Îmi amintesc despre plugușorul ăla mare unde venea Neanicu, cum îi spuneam noi atunci, Ceaușescu, fiindcă am luat parte la un asemenea plugușor, aveam o vârstă foarte fragedă, m-au ales ei, eram într-o grădiniță, așa zis, de protocol și evident că veneau securiștii înainte să vină tovarășii și ne controlau pe toți până și în pianul ăla îl desfăceau, era un pian și îl desfăceau până la ciocănele, să vadă să nu fie ceva. Când a fost vorba despre preselecțiile pentru aceste plugușoare, am fost ales să... Cred că am fost primul, cred că primul, am fost în 79, începuse moda aia cu un miculeț ăsta îmbrăcat într-o blană albă, de ce ori fi purut ei așa. E, pentru chestia asta ne-au chinuit, cred că, peste o lună, ba chiar au făcut simulări ca la armată, de stat în frig anumite ore, de temperatură, pentru că se știa că la plugușor stăteai afară, în față la CC, acolo unde e Ministerul de Interne acum. M-am și îmbolnăvit. N-ai succes de muncă și împlinire? Pentru o țări în Floride, vă urează cu glas de rău anul 1979. Pe vremea aia eram foarte creț, așa, un păr mare și creț și eram brunet foarte conturat. Ziceau oamenii aia de ne-au ales acolo, Neanicu îi plac ăștia, gen bruneți, probabil că din Oltenia, de la acolo, da. Și apoi toți băieții au fost aleși, că noi urmăream, normal, anii următori, urmăream și erau cam aceeași tipologie. Ceaușescu învățase chiar în anii aderenței la comuniști că religia e opiu pentru popor. În timpul celui de-al doilea război mondial, Stalin, care studiase în tinerețe tocmai într-un seminar teologic ortodox, a schimbat macazul. Cu anumite excepții, a admis practicarea credințelor religioase. Dar biserica și practicile religioase nu erau prezente în spațiul public oficial. Aceasta a fost linia urmată în toate țările cu regimuri comuniste. Cu duplicitatea caracteristică, liderii lor se prefăceau că nu-și amintesc de Paști și de Crăciun. Ceaușescu, spre exemplu, crescuse în spiritul tradițiilor creștinești. Reputația de femeie evlavioasă a mamei sale, Alexandra, se păstrează și astăzi în satul natal Scornicești. Ceaușescu fusese un elev silitor, avea nota 10 și la religie. Niște propagandiști zeloși au corectat-o mai târziu în catalog, scăzându-i-o. În perioada comunistă, la biserică, nu se mai puteau cânta colindele în plenitudinea acestui moment solemn al Crăciunului, dar fenomenul nu dispare. Mici urători mergeau în continuare cu bună dimineața la Moș Ajun sau cu Moș Ajunul, mai ales în cartiere, unde nu erau blocurile sub directa tutelă și vizarea autorităților. Ne pregăteam cu trăistuțe, cu tot ce era, și începea să facem turul de onoare prin cartier. Oamenii ne primeau, că erau primitori pe vremea respectivă, și dea și fiecare ce aveau. De regulă tot se dea covrigi, un măr, mai rar cozonac sau alte lucruri din astea.
copii moșului. La mulți ani vă doreste moșul. În amalgamul internaționalismului proletar de după război, toate aceste sărbători și obiceiuri au fost împachetate în formule noi, laice. Prima investiție s-a făcut în educația ateistă a copiilor, astfel că Moș Crăciun s-a transformat în Moș Gerilă. Moșulețul de zăpadă stă acu și acu să cadă. La seara, tele copii, tele părinți, tele bunici, tele musafiri și alții. Iată-mă pe post de Moș Gerilă, angajat prin concurs. A fost, cred că, o sclipire a cuiva din conducerea de partid, pentru că Gerilă era numit, de fapt, Crivățul. Iarna este patronată de Gerilă și de Moș. Iată cum s-a născut Moș Gerilă. Începuse să vină un aer foarte rece de partea răsăritană. Și s-a transformat Moș Crăciun în Moș Gerilă. Odată cu tancurile sovietice a venit și Moș Gerilă. Era pe tancul sovietic. Eu tot așa ziceam la urare, Moș Crăciun cu petre d'albe. Nu ziceam altfel. Toți copiii l-așteptau pe Moș Gerilă. Se vină cu darul, erau că acum nu. Trebuie să vină ori cu BMW-ul, ori cu diamantul, ori cu vizonul. Na. Nu contează moșul, contează darul. Rebotezat Gerilă în discursul public, moșul a început însă a colinda toate casele cu copii. Comerțul socialist a pus în vânzare dulciuri și obiecte anume confecționate pentru împodobirea brăduților. A vrut ca să-l impună pe Moș Gerilă în locul lui Moș Crăciun, de așa manieră încât nu se scoteau portocalele până în Crăciun. Între Crăciun și Anul Nou. Moș Gerilă venea de Anul Nou. Copiii nici nu știau ce sunt alea, nici nu știau să spună vreau să mănânc și eu din aia. Nu ziceau portocală sau o mandarină sau o banană. Îmi aduc aminte despre vremurile alea de austeritate în care portocalele, bananele veneau odată, parcă prin decembrie, coadă mare, erau ceva... Trebuia să fii foarte norocos. Toate întreprinderile care produceau anumite lucruri deosebite, în special delicatese, erau în mâna securității. Ei aveau magazinul unde găseau de toate, absolut de toate. Țin minte că am stat la o coadă la Romarta, aduceau trenulețe electrice. Și am stat tot așa, ore întregi, la coadă să prindem un trenuleț electric. S-a terminat cu vreo 2-3 persoane înainte și fiindcă am plâns și eu acolo, m-am dat de ceasul morții, ne-au băgat înainte, nu știu, și am reușit să mă joc și eu cu un trenuleț electric. Erau jucăriile chinezești, ciocolata chinezească, care tot prin relații alergam. Ne zbăteam ca să facem și noi bucurii la cei dragi. Producția noastră de internă de carne, produse din carne, era de două feluri. Pentru populație, care era mizerabilă, producția. Și pentru elite, care erau de calitate deosebită. De asta îi făcea dependență de conducere. Cât era ascultător și executa ordinele în tocmai și la timp, făcea parte în nomenclatură. Că nu, primea un șut în fund și pierdea totul. De sărbători, noroc că aveam părinții la țară, mergeam și pe ascuns, noaptea tăiam câte un vițel, câte un porc, ca să nu audă careva, ne băgam prin broșură pe undeva și făceam cârnați și făceam sarmale ca tot românul. Aveai dreptul la câte un kilogram de carne pe membru de familie. Deci, atât. Pe piață se vindea mai mult picioare. Adidas, cum se numea. Deci Ceaușescu avea anumite ferme speciale. Nu numai el, grupul lui, tot grupul lui. De aceea ei ținau cu dinții de posturi care le aveau. Pâinea era pe rație, era o jumătate de franzelă de persoană pe zi. Mulți o regretă și iau și acum povestim că era mai bine atunci. Cine spune asta nu știe ce vorbește sau uită repede. Eu totdeauna m-am descurcat, că am avut prieteni pe la casele de comenzi. Cu benzina mai aveam când plecam în turnee. Ori eu, ori Jean Constantin ne rugam acolo de la benzină și ne dea și ne dădeau, că erau cozile imense. Brăduții intrau și în casele demnitarilor comuniști, dar nu de Anul Nou, ci chiar după obiceiul vechi de Crăciun. După mărturia celor care se îngrijau de reședințele ceaușeștilor, se împodobeau chiar mai mulți brazi de Crăciun. Unul mare pentru sufrageria soților și câte unul în apartamentul fiecăruia dintre cei trei copii.
La masă se serveau preparate tradiționale, caltaboș și cârnaț, sarmale și cozonac. N-am auzit de la ei, de la Ceaușescu și la Ceaușeasca, niciodată să organizeze vreo masă de Crăciun, să organizeze vreo masă de Paște. I-a murit părintele, tatea lui Ceaușescu. Și la mormânt am văzut pe Ceaușescu cum s-a închinat și a pus lumânare la mormântul lui taică-s. M-am bucurat. Foarte mulți activiști de partid cununeau, botezau, își botezau copiii. Mi se pare că și fiica lui Ceaușescu a fost botezat. În regimul comunist, anul nou trebuia celebrat ca o sărbătoare a muncii și în colectivul de muncă. Ca toate celelalte sărbători laice, organizarea lui a intrat în sarcina sindicatelor. Mulți îl petreceau la cantină și clubul uzinei. Petrecăreții aveau și niște reguli noi. Bunele maniere cereau să-ți dansezi soția, dar să fii cu grijă la pahar și la ce spui. Eu mă duceam nevasta la cămin acolo, venea nașul, nașa, veneau toată lumea acolo. Rezervam mese de vreme, fiecare să fie. Era prin căminul, toate sărbătorile se petreceau la cămin. Oricum nu era să-și dea petic, să se bete sau nu știu ce. Acasă le era, omul își permitea să facă ce credea de cuvință. Acolo trebuia să fie mai cumpătați. Șoimii patriei, pionierii și uteciștii aveau parte de o atenție specială în perioada sărbătorilor de iarnă. La intrarea elevilor în vacanță se inaugurau orășelile copiilor. În ajunul Crăciunului din 1968, studenții bucureșteni, încă entuziasmați de condamnarea invaziei Cehoslovaciei de trupe ale Tratatului de la Varșovia, s-au gândit să-l colinde pe însuși Ceaușescu. Au început însă cu ambasadele și printre colinde au strigat și lozinci despre libertate. Ca să evite astfel de periculoase manifestări, liderii comuniști au decis ca pe viitor vacanța de iarnă să înceapă înaintea sărbătorilor Crăciunului. Suntem copii, patrie iubite, și dorim să-și vadă visele împlinite. În ultima lună anului, capii sindicatelor aveau multă treabă. Se făceau liste cu fruntașii în muncă, cărora li se acordau prime. Și liste cu copiii tuturor sindicaliștilor. După vârstă și sex, acestora li se pregăteau pungi cu cadouri. În anii 60-70, acestea erau destul de consistente, dar pe măsură ce țara a intrat în plata datoriei externe, lucrurile s-au schimbat. Nu se mai acordau prime, iar cadourile pentru copiii angajaților au devenit simbolice. Calea ne-o arată un brav conducător. Pentru ceaușești, bananele și portocalele nu au fost o problemă. Acestea creșteau în sera reședinței lor. Pentru ei, luna cadourilor venea în ianuarie. Atunci țara sărbătorea aniversările lor. Propaganda difuza explicit și implicit mesajul că nașterea lor a adus fericirea neamului românesc. Greu munciți în decembrie au fost poștașii. Cărau saci cu felicitări trimise dintr-o parte într-alta a țării. Făceau cu greu față și presiunilor care veneau de la clienții lor ca să le vândă almanahuri. Alt fenomen datorat contextului politic din anii 80. Era și criză de hârtie. În plus, Ceaușescu voia ca toate producțiile culturale să servească educației socialiste. Apoi a trecut pe autofinanțare instituțiile de presă, de artă și de cultură. Din ce să faci însă bani dacă publicitatea era interzisă? Și atunci oamenii inventivi din presă au găsit o soluție salvatoare, editarea unor almanahuri. Acestea erau niște compilații de divertisment cu umor, cu rebusuri. Puțină lume ar crede însă astăzi că almanahul oficiosului partidului, Scânteia, nu reușea, deși apărea într-un tiraj enorm, să satisfacă dorințele cumpărătorilor de a-l avea. Oho, oho, copii și frați, din Buhai mai alinat! Din bișe nu-mi împușcat! Satele au continuat să fie colindate după tradiție. La oraș, în schimb, obiceiurile folclorice erau mult laicizate.
se scoteau referințele la personajele biblice și rezultau ceea ce se spunea a fi imnuri închinate anului nou, muncii, comunității și, bineînțeles, celui din tâi gospodar al țării. Hai și un trugușor pe fier de tractor, din Brașov, de aici, unde-s munți voinici, cu frunțile nori și chipe șfeciori și fete pușori. Pentru asta, măi, flăcăi, mai sunat din zurgălăi, măi! Avem recoltă bogată, cămara îndestulată, România s-o înfărim și partidul să-l cinstim, cu fapte de hărnicie, cu cântec de bucurie! O, condor fârtați, luați aminte cum urați, cum urați, cum colindați, de rușine nu ne dați, că suntem de la Ploiești, din vetre muncitoriști, din pădurile cu schele încununate cu stele, din dealuri cu vițe grele. Sunați, băi, din zurgălă! Mânați, băi! Mânați! Pregătirea aparte făceau unitățile de alimentație publică. Așa se numeau pe atunci restaurantele, braseriile, barurile. Puneau în vânzare bilete la un preț destul de piperat pentru omul de rând. Va fi o plăcintă curăvașă? Da. Va și curăvașă. Și la urmă de tot, ciorbă de burtă, care va fi pentru prezentată consumatorilor. Această sumară enumerare a bucatelor care vor face masa bogată și celor care vor petrece revelionul la cantina restaurantă a întreprinderii de mașini electrice București, întreprindere care și-a îndeplinit și depășit sarcine de plan pe anul 1984, poate fi socotită ca o prefață la acest ultim instantaneu. În același timp se pregătea sărbătoarea Revelionului și pentru prima familie a țării. În a doua jumătate a anilor 70, după ce s-a dat în folosință Club Bazin, ceaușeștii organizau acolo Revelionul. Fără lăutari, fără cântăreți, avându-i ca invitați doar pe demnitarii de rang foarte înalt și soțiile acestora. Cei care organizau Revelionul erau funcționarii gospodăriei de partid. La Revelion, eu stăteam lângă soția mea, Ceaușescu cu Ceaușeasca, era Bobu, Manea Mânescu cu soția, toți erau în jurul lui Ceaușescu, eram puțin mai în dreapta. Nu erau Petrice, cine știe ce. Vă spun sincer că noi de-abia așteptam să plecăm. Nu să dansea, nu să... ca să spui că, uite, haideți la dans sau... Niciodată n-a fost așa ceva. El se retrăgea, să știți, pe la... cel trece pe la 1, așa, se retrăgea. Pleca să joace șah cu gol. Păi, l-au plecat și ei. Dar știu că la Revelion ei, familia, aveau cafeaua mea. Cafeaua pe care o pregăteam eu. Eu și încă un armean. Acesta. Hai Cheșchirean, care e în viață. Mai intens decât toți pentru începutul noului an se pregătea televiziunea. Toți știau că programul va fi urmărit la cel mai înalt nivel. Pregătirea lui începea din vară. În anii 80 avea o compoziție standard. Urările oamenilor muncii pentru conducătorul țării, sketch-uri, muzică populară și muzică ușoară. Nelipsit mesajul de an nou adresat de capul partidului, filmat cu mult înainte de cameramanul său special. Erau prezenți toți șefii în telecinema, ne-au ducea role respective de Revelion și ne le repunea frumos pe podea, astea 1, 2, 3 și mai departe, la mijlocul lor, în jurul orei, rețineți, 12 fără 17 minute, intra cuvântarea lui Ceaușescu. Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai Republicii Socialiste România. Era nelipsit discursul tovarășului. Deci asta o țin minte. Cred că e amintirea cea mai bine întipărită, din păcate. Pentru că, știu eu, cu vreun sfert de oră, 20 de minute înainte de miezul nopții, apărea domnul Ilie Ciurescu. Era o voce mormântală, dar sobră, cu destule baritonale în ea, da? Și spunea... Cu prilejul anului nou, vorbește tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Venea Ceaușescu, dădea recitalul cuvenit, după care apărea domnul Ciurescu și ne informa că poate n-am fost atenți. Cu prilejul anului nou, a vorbit tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Mulți vedeau momentul ăsta drept dezlegarea la distracție. Am scăpat de ce a vorbit, da, acum putem să ne simțim și noi în largul nostru.
Cu mult înainte de difuzare, programul de revelion trebuia prezentat capilor propagandei. Însuși șeful culturii și educației socialiste răspundea de corectitudinea lui politică. Se făcea dinainte foarte multe repetiții. Baza principală e recitatorii formați din actori. În obligația care o aveau, oamenii trebuia să se organizeze chestiile astea, ca să arate cât de mult este iubit conducătorul țării. Un moment aparte de delectare au fost monologurile lui Neamărin. Auzi, mă, fraților, încet, încet, pe nesimțită, se scursără și zilele lui 77. Vorba lui Tănăsucă, a lui Sandu, a lui Pezevenghiu. Lambă, lambă, iar n-ai gaz. Eu ți-am pus și tu la iars. Telespectatorii savurau hazul iubitului Amza Pelea, dar îi interpretau creația și ca un act de dizidență. Se aducea vorba acolo și de o anume Leana lui Zăpăcitul din capul satului. Cine alta decât Leana Zăpăcitului din capul statului? Matale, știi de ce sunt a doua zi după anul nou oltenii zgriați pe ochi? Nu știu, de ce vorbesc. Păi de aia zice că de anul nou mănâncă și ei săraci cu furculița, zice. Erau niște revelioane și niște sărbători. Toată suflarea artiștilor din România era în studiourile televiziunii. Se muncea din august. Stella, Arșinel, Jean Constantin, tot ce există, Toma Caragiu, tot ce exista, floare. Erau niște spectacole extraordinare. Gazetarii erau și ei mobilizați. Lucrau atunci în foc continuu. La cumpăna dintre ani se documentau pentru reportajul ce trebuia să apară în primul număr de ziar din noul an. În primul schimb al anului, brigada condusă de Anton Nastasia raportează că a extras 200 de tone cărbune peste sarcinile de plan. Alt reportaj standard se făcea la maternitatea unde s-a născut primul copil din acel an. Tema ținea de politica de creștere a sporului demografic al populației. Printre cei sosiți odată cu Lola și Alexandra, fiica unor muncitori bucureșteni, familia Giurcoiu, mama frezor, tata mecanic. Să vă trăiască! A fost odată ca niciodată, însă, decembrie 1989. Românii au uitat atunci că e zi de Crăciun. Iar la programul Revelionului, atât de amănunțit pregătit de televiziunea română, s-a renunțat. Merge banda, copii. Zic eu, al 14-lea congres. Întreaga națiune, cu hotărâre, îl urmează pe strălucitul om care întruchipează simbolul viu al dragostei de țară. Stop. Iar mi-a scăpat. Știți, mergem în găsirea, nu mai mișcă nimeni, pe desenine, zâmbete, poftim. Mulți ani cu sănătate, conducători iubiți! Partidul și poporul să ne călăuziți! Urați, măi! Ne-am strâns la... La ora asta nu trebuie să fiu deloc. Senim toți. Mergem în găsăul. După două secunde, spune. La anul și la mulți ani. Tuturora să le fie anul nou cu rodnicie. Urați, măi! Hei, hei! Bine! Extraordinar! Hai să dăm pe dar cu mână cei cu inima. Pe stradă lumea a început să spună că a fugit Ceaușescu și acum când vă spun mă emoționez, absolut toți oamenii care treceau unii pe lângă alții se îmbrățișeau. A fost un moment unic și asta demonstrează că totuși poporul român n-a crezut niciodată nici în comunism, nici în Ceaușescu. Revelionul
din 89-90 s-a ținut. Și s-a făcut în studioul 4, Revelionul, acolo era regia. Toate zilele acelea am fost acolo. Am ajuns foarte greu la televiziune, am ajuns pe o tanchetă. Am cântat atunci în studioul 4, era Cornel Constantiniu, Marina Florea, Ionel Tudor, eram foarte mulți acolo, da. Toți înlăcrimați, nepieptănați, în blugi. A fost frumos atunci. În ziua aia a fost foarte frumoasă.